Data trecută în The Evil Within 2. Ha? Voices. Aud doi oameni cum se fut. Deci aud doi oameni cum se fut. Da, bun, Sebastian, ascultă-i la ușă. Ascultă-i cum se fut în cur. E curios și ăsta. Te rog, încetează, nu lăsa să te controleze. Ascultă, pizda, ascultă. Vocea lui îți va spune. Oi, de pula mea! Îl pe Deutsche Flammenwerfer! Cu Deutsche Vaterlandul său, cu tot! Hai de capul meu, nu! Nu, băi de pula mea! Doar nu zici că mă bat cu ăsta! Lime, nu! Fă asta! Cum adică lime? Na, marș, fă, direct! Doar nu zici că acest Deutsche Flammenwerfer este... Heliosul ăla. Ba da, mă! Hăl! Futul în gură. O'Neill, ce s-a întâmplat? Tata Tudy mi-a arătat calea, acum sunt cu el. L-am ajutat să se ascunde. Iar, în schimb, mi-a dat o nouă viață. O viață de un sclav, prostule. Nu vei înțelege asta niciodată, pentru asta vei fi ars. Iar acum va trebui să mă bat cu acest Deutsche Flammenwerfer. Pe bune! Hăl! Ia uite cum se distrează cu focul ăla! Mamă, cât de porc e ăsta! Hăl! Poți să-i dau sneak kill? Hăi de capul meu! Nu! Nu! Vai ce mi-o futut! Mamă, ce căcat de boss fight! Să bag pula boss fight-ul ăsta! Da, tata Tudy, i-am zis! Ce mi-ai zis? Că ești pișat pe tine și nu ești din casă, că sunt zombale pe afară, mai ții minte, pulă? Aia mi-ai zis. Uite capul meu! Nu vei scăpa de mine de data asta, se dă șmecher, se dă porc, acum că are aruncătorul de flăcări. Că dacă nu-l avea, nu mai făcea pe grozavul. Hai cu harponul direct! Uai, fix în gât i-am dat cu aia. Na, la asta nu te așteptai, pulă. Băga-mi-aș, ce ciud am pe el. El are aruncător de flăcări, iar eu am un căcat de pistol la mine. Băga-mi-aș pula în el de boss fight. Cel mai căcat boss fight. Da, tata Tudy, i-am zis. Ce pula mea mi-a zis? Că ești căcat pe tine, că nu vrei să ieși afară să puși niște zombalei alături de mine? Că-ți pocneau pantaloni de frică, pulă. Aia mi-ai zis tu mie. Hăl, cum se distrează cu mobila acolo. Cu mardă el mobila. Futu-l în gură. Unde pula mea e ăsta? Hăl. Ce pista, mă, si face ăla acolo. Vai de pula mea. Ce pula mea face el acolo? Ce pizda, măsi? Doar e fix în pulă, uitați-o și voi. Doar e fix în pulă. Ascultă-l, pulă. O să te schimbe la minte. O să-ți schimbe bibilica. Îmi pare rău, maestrule. N-am să las să scape. Promit asta. Așa crezi tu, pulă. Promiți pe dracu să te pieptene. Vine aici, vine aici. Vine aici. Vine aici. Vreau să-i dau sneak kill, nu merge. Hăl. Hăl. Hai odată, dă-i sneak kill. Ce pula mea? Îngăraș pula în tine! Putu-ți morții, mătii! Cu Deutsche Flammenwerfer-ul tău cu tot! Cu Deutsche Vaterland cu tot. Ai de pula mea. Ăsta e nebun. Ăsta vrea să mă facă mici pe grătar. Băga-mi-aș, mi-e dor de mici. Cu buștar. De la parcare, ba chiar. Hăl. Futu-ți morții, mătii. Mori odată în pizda, mătii. Du-te în pizda, mătii.
de nazist handicapat. A, te dai bătut acum. Hăl cum își aruncă masca. Gata, pulă. Fii pregătit să fii futut în cur. Bă, tataie, calmează-te. Îi de capul meu. Futul în gură să-l fut. Lasă-mă-l pace, tataie. Futu-ți gura în mătii să-ți fut. Curtoi, ce flame îl vea fărul tău cu tot. Hăl! Hăl cum freacă menta acolo. Ce pizda măsii face ăsta? Ăsta freacă menta, îl doare fix în pulă pe la. M-au văzut? Hăl, m-au văzut, hai! Direct! Nu! Nu, băgamioș! Aleargă! Până când nu-ți bag aia în cur și-ți prăjește. Nici nu vreau să știu ce o să-ți prăjească după aia. După ce o să aibă flamel de afară băgat în cur! În arș, bă, chiar! Hăl! Da! Muie! Acum fute un bocanc în maxilar! Băgamioș, pula! Bă, dacă voi avea acest flamen veafa, am să-i bag personal în cur la popa prostu. Ce pizda măsii face ăsta? Să nu te întorci. Futu-ți morții, mătii! Nu! Ăsta mă arde! Mor, mor, mor! Ce face idiotul ăsta? Ia! Și direct! Muie! Ție, te-i pizda mătii să te duci! Da, tata, tudii! Ăsta-i handicapat să bag pula! Hai! Hai! Haida, haida! Primim cu Colinda! Păi da! Primim! Primim cu Colinda! Da! Na, direct! Futu-ți morții, mătii! Te împiști, da, mătii, să te duci! De doi ce flamă nu vei afa! Futu-ți gura, mătii! Aaa, gata! Te-ai dus pe pulă! Ia uite ce față face ăsta, Sebastian! De câine plouat! De maidanez plouat face ăsta! Mutra! Mersi, Sebastiane! Acum începe să și bâlbâie. În sfârșit liber de la vocea lui. Aha. Hăl, ce față face să zici că mori porcul. De fricile mele am fost atât de speriat. Dar și acum ești căcat pe tine. Pulă. Te căcat pe tine în pantalon, bacar. Trebuie să-l oprești, pulă. Cu pizda mă să-l opresc dacă nu-l pot găsi handicapat. El se schimbă. El nu e aici. El nu e nicăieri. Pula mea. Păși pe ăsta cum se uită. Mașinăria e în cur după ușă. Trebuie să fugi. Ce mașinărie? El m-a pus-o construiesc. S-a scurt. Fute mașinăria! Hai, ce față face ăsta! Hai de pula mea! Ca să poți să-i dai direct! Și așa s-a dus pe pulă. Vai de pula mea, ce căcat de joc! De ce m-am mâncat pe mine în cur să joc jocul ăsta? Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria The Evil Within 2. Alături de prea fericitul Sebastian Boschetarul, da, data trecută, după cum ați văzut, mi-a futut zâlile handicapatul ăla cu aruncătorul său de flăcări, și anume Liam O'Neill. Iar după cum vedeți și acolo, ne mai trebă niște butelii. Cred că-s butelii alea. Pentru a crafta
acest aruncător de flăcări. Abia aștept. Să sperăm să reușim în acest episod direct să îl craftăm ca să mă scap odată. Să mă pot distra cu zombalăi, să-i fac barbecue pe toți. Da. Acum, cred că trebuie să mergem la Stablefield de Midder. Să-l distrugem și pe ăla, alături de Torres și Hoffman. Dacă nu mă înșel. Eu nu am niciun glonț la pistol. Niciun glonț nu am. Nimic. Absolut nimic. Tell me something, Torres. Explică-mi ceva, Torres. So you da. Knew Hoffman before this? Deci o știi pe Hoffman. Fiecare o știe pe Hoffman. Can she be trusted? E de încredere? Da. Sau poate că nu. Să știți că nu vă mai traduc absolut nimic. Pe lângă că nu mai jucasem jocul ăsta de ceva vreme, nu mai am chef să mai traduc, vorbesc serios, să nu vă supărați pe mine că nu mai traduc. Că engleza trebuie să o înțelegeți. Măcar engleza, bucurați-vă că nu am mai dat încă o dată pe Deutsche Sprache ca în The Evil Within 1. Deși aveam scuze atunci că în The Evil Within 1 nu era engleza pusă. Dar iată că aici o avem pusă și... Da. I'm just saying be prepared for anything. You can't predict what's going to happen in this place. What are you doing in Mobius? Ce pula mea cauți la Mobius? No offense, but how did someone as smart and headstrong as you wind up aha. in a position like Mobius? I was a demolitions expert in the army. They loaned me out to Mobius. M-au primit că știau că sunt expert în armată, pule în cur. And you just joined up like that? Și cu pizda mă, ai vrut să te alături pur și simplu. Pentru că, na, faci afaceri foarte bune, adică... La fel ca și cu Kidman în DLC-urile din The Assignment și Consequence. Da, deci de-aia i s-a alăturat lui Mobius că era om de afacere, porcul ăla. Știa cum se manipuleze oamenii. Like 10 times over and it's ready da. To go when you are. Let's do it. Haida să futem mașinăria. Se dă muie. Ok, am să plec de aici. Mult noroc sau baftă. Pulă răilor direct. A și plecat aia. S-a dus să oprească la o cafă. Direct operația futem curul în 3 2 1 și boom! Direct. Ai de capul meu, direct. Fumigene. Ești ok, Torres? Ești ok, Torres? Nu, s-a dizolvat în aer. Nu mai aici. Torres, unde ești? Unde pula mea ești? A dispărut săraca Torres. Acum ard brazii de Crăciun. Sebastian Castellanos. Tu ai refuzat să intri în întuneric. Păi normal. Și ai încercat să mă aduci la lumină. Aha. Hai, vino pulă, te aștept cu mare drag la o cafă. Aha. Dacă vrei să-ți cauți fiica ta cea dragă, atunci du-te după ea. Mamă, cât de porc e ăsta. Sunt aici, tati. Grăbește-te! Oh, Doamne! Lily, ești aici? Da. Vai cum sună. Capitolul 12. Bottomless Pit. Să-mi scrieți în comentarii ce înseamnă Bottomless Pit. Nici eu nu-ți mai breaz cu engleza. Ok. Ui, de pula mea! Și ce fac? Ah, ok, am shotgun. Am
pușca! Muie direct! La asta nu te așteptai, nu-i așa? Direct! I-am și tunat capul. Acum că am toporul moldoveniesc, sunt pregătit să intru în întuneric ca să-mi caut fica. Pentru că așa este scopul jocului de la bun început. Oi de pula mea cum arată ăla, se vede clar că e moartea. Să știți că am visat odată. L-am visat odată pe moartea. Hăl. Nu știu pe unde să o iau. Deci chiar nu știu asta. Bine, direcția știu de la semnal, dar poate... Na, găsim ceva secrete sau o cheie, o statuie. Nu? Ia uite! Ia uite! Ce spuneam? Pouch upgraded la handgun ammo pouch. Mai multe glanțe pentru pistol. Plus 44 de glanțe. Tare, nu? Păi cum să nu? Acum pe unde trebuie să o iau? Cred că pe acolo e o poartă. Ah! M-a văzut? Nu m-a văzut. Hăl, cum nu mă... Uite pula mea, ce chestia aia! E o gogoașă umflată, ați văzut gogoașa aia? Sau chiftea aia? Ten? Pizda mătii! Na, la asta nu te așteptai. La mulți ani cu sănătate, direct. Haide pula mea! Îl vedeți pe ăla? Gogoașa umflată. Sau gogoașa înfuriată. Înfuriată. Haide capul meu. Îs curios dacă aia nu explodează, pentru că la cât de gras e ăla. Hăl pe moartea. Pe moartea. Cu coasa. Spintecătorul negru din Billy și Mandy. Aaaa! Nu mă vezi, ha? Na, muie! Direct. Dăm toporul moldoveniesc. Mai e cineva? Voi îl vedeți pe ăla? Doamne, fut-l. Spurcat-i. Na, iar la ăsta... Bine ai venit în România! Fut-i pe măta. Și ce pizda mă să-i fac cu ăla? Acum. Să dau cu explosiv bolt. Nu știu dacă are efect sau dacă îl voi nimeri. Că e destul de departe sau... A, vine spre mine! Oi de pula mea cum arată ăsta! Vai de capul meu cât de spurcat e ăsta! Na! Hai, vino! He? He? Ăsta nu mă vede? E chior? Hai de capul meu! Na! V-am spus că o să explodeze, v-am spus că explodează ăsta. Fut-ul în gură. Mamă, cât noroc am! Voi vedeți clar câtă viață am acolo. A, hăș pe boschetarul ăsta. Na. He? Bum! Direct. Și... Muie! Na. I-am futut capul șlu ăsta. Vreau să văd dacă se mai află secrete. Uh,
Eu chiar mă întreb ce dracu-i cu lumea asta. Se vede clar că e iadul. Deci chiar așa îmi imaginez eu iadul. Ca lumea asta, cu moartea. Pe aici, pe acolo. Gen statui cu moartea. Și gogoși infuriate cu explozibil de Allahu Akbar. Cam așa îmi imaginez eu iadul. Exact ca în The Evil Within 2. Trebuie să ne ducem după semnal. După Lily. Cea fake. Cred. Na. Tu chiar crezi că mi-e frică de tine, derbedeule? Dă-mi toporul în coace! Na, am toporul sau nu l-am? Unde-i toporul? A, uite-l. Bun. Na, hoș pe pițipoanca asta, pe parașuta asta, direct. Na. La asta nu te așteptai, târfo. Normal că nu. Ok, acum... ce fac? Hăi. Hăi cum se distrează acolo. Ho! O altă parașută! Ah. Știu că vrei bărbați, știu că vrei. Dar eu nu voi fi alesul, căci tu vei fi aleasa soartei de a-ți da muie cu toporul în cap! Sau un cuțit, poate. Aș vrea să-i dau un stealth kill. Și... na! Bine ai venit în vas lui! Uite-i pe... uite capul meu în spatele meu ăsta! Hăl! Deci dintr-un pumn moare un om! Dintr-un pumn moare un om! Vai de pula mea ce joc! Să-mi bag pula în jocul ăsta! Deci dintr-un pumn moare un om. Mi-a futut un pumn direct. M-am și dus pe pulă, direct. La intersecția dintre rai și iad. Dar diferența este că eu am trecut de mai multe ori pe acolo. Iară mă de aici! Iară mă! Futu-ți gura, mătii! Să-ți fut. Și tu! Te-ai în pizda, mătii, de parașută. Deci iară, bă, de aici. Iară. Acolo e un fișier, e o bucată colectibilă. Ia-l odată, din nou, istoria României, ziua independenței. Hăi de capul meu, hăi. A, nu m-au văzut. Normal că nu. Sunt proști ca noaptea. Normal. A, acum... sunt safe, poate. Cum să fii safe în această zonă de căcat? Aia mai-mi trebuia mie. Statui cu moartea. Hăl și pe ăla. Se întoarce, nu? Normal. Poți să-i dau muie cu cuțitul. Bă, pulă, e timpul să-ți dau muie pentru că n-ai plătit șpaga la vamă. N-ai dat șpagă.
Sper să nu mă fi văzut aia. Ok. Hurry. Da. Să vedeți că după zidul ăsta se află gogoașa înfuriată, ba nu. Bine că nu se află retardatul ăla. Bine. Ați văzut și voi cum a explodat. Cred că ne aflăm bine, sau? Lily. Ne aflăm bine. Iată păpușa futută a lui Lily. Na. No. Ah. Mami nu s-a dat bătută ca tine. Ho. Ea a încercat să-ți explice. Dar ai fost prea retardat ca să pricepi, pulă. Haide, capul meu. Nu, 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 nu e adevărat. Nu este adevărat deloc. Adică, wow. Myra știa unde ai dat o bară, pulă. Ai refuzat să pricepi. I-ai pierdut pe amândoi, chiar și pe tine însuși. Tu nu știi nimic despre mine, pulă. Myra știa. Da. Și a preferat să mi se alăture. Să se alăture lui Mobius. Da. De ce n-ai fost aici când avusem nevoie de tine? Ah, ok. Deci da, Sebastian este marele porc și nici acum nu recunoaște ăsta. Pentru că e un boschetar. Ui, de pula mea! Nu! Gămeș pula în tine! Futu-ți! Gămeaș! Nici nu începuse bine jocul și direct muie ție la mulți ani cu sănătate. Direct îmi ia capul. Vai de pula mea! Na, și acum ce fac? Să nu zici că iar sare pe mine pulărul ăla. Hăl, hăl! Futu-ți gura, mătii! Mai vii? A, nu te dai bătut. Mai vrei? Mai vrei o leacă? Hai! Muie, na! Mori odată! A! Na, wow! Așa, da! Ok. Trebuie pe aici să mergem. După instinct. A! Acum vii! Când e prea târziu! Tu mereu ești prea târziu, pulă! Normal, normal că e prea târziu asta. Dacă bea whisky până se pișă pe el, normal că... întârzi asta. După toate astea, pulă, mai vrei să mai fii umilită de către propria ta fică? Da, normal. Trebuie să o găsesc. Interesant. Dialog aici. Na bun, atunci vină după mine. Haida, haida. Haida cu talent, direct. Ah, Lily? Chiar ești tu? Normal că ea. Na. Lily! Uai cum arată statuile astea cu moartea. Normal că e cea fake, normal. Nu, Lily! Pă gămeaș! Iată, fica ta prețioasă! Asta e ce vroiai? Ai ce zâmbet de pedofilă făcută la în spate! Mamă cât de porc e ăsta! Tu ai lăsat să se întâmple asta, de ce nu m-ai salvat? Nu, te rog! Nu vroiam! Nu puteam, dar vroiam! Na!
Direct ochii din umbră cu Ernest acum. Aha. Hăl, cât de pișat e ăsta. Ți-e frică de fică ta. Nu-i vine nici lui să creadă. Direct. Na, ca în visul ăla cu alcoolul. De la începutul jocului. De capul meu, direct. Na, s-a și dus pe pulă. Na, bun. Îți place să repeți greșelile din trecut? Până când o să mi te alături. Fo, iar visele o să ți se îndeplinească. Împreună putem să o luăm pe fiica ta de la muierii ta. Odată ce am puterea sâmburei, vei fi liber. Nu, taci în pizda, mătii! Taci! Vei avea nevoie de mai mult de un glonț ca să-mi dai muie, până când vei pricepe asta. Ce? Oh, Sebastiane, m-ai împușcat! Ce pula mea cu jocul ăsta? Vai de pula mea, ce joc! Ce pizda măsi cu jocul ăsta? Era Sebastian efectiv somnambul, împușcat în somn pe Torres și acum o să moară proasta asta. Din cauza lui handicapatul ăsta de Sebastian. Fiindcă era somnambul, vă dați seama. Vai de pula mea ce căcat de joc. Nu! Acum omoară ăștia. Na, direct. Rape la maxim, gangbang. Varianta moldovenească, direct. Na. A, se pare că ai reușit. Ce a zis? Trebuie să-i dai muie lui handicapatul ăla, normal. Sebastiane, ce se întâmplă? Ești ok? Acum vine muierisa, când își dă seama că o înșeală, știi? Gen, când fac flirt, atunci vine muierisa. Myra? Deci acum apare muierisa în joc. De când e cu Torres? Torres? Vai, cât de porc e ăsta! Nu e de mirare că l-a părăsit muierisa. Acum înțeleg totul despre această familie dărâmată. Da. Se pare că ești în propria ta casă, ca în Chapter 1. Oh, poze de la nuntă cu pistoale de plastic să-mi bag pula. Cea mai tare nuntă ever. Cu airsoft, cu bile ca la nedeaie. Ai de capul meu. Și fără barbă, ba chiar. Chiar arată ca un homosexual fără barbă. Îi stă mai bine cu barbă. Ok. Haide aici atunci, haide aici. Camera lui Lily. Da, locul în care îmi doream să fi stat mai multă vreme. Ok. O să trebuiască să ne ducem la proiectorul ăla. Da. Deci asta este camera lui Lily. Într-o mansardă. Foarte normal. Bine că n-ați pus camera ei în pivniță. Pozele lui Lily. Doamne. Hai de capul meu. Te mai și miri. De la pozele fiicii tale. Ia. Mysterious Symbol. Asta e de la Skyrim, sau? Nu, Elder Scrolls Online e ăsta, nu-i Skyrim. Na. Nice! Un alt obiect găsit. Am muncit atât de mult la asta. Dacă aș fi putut să dau timpul înapoi, aș fi petrecut mai mult timp cu ele.
Adică se referea la țigările alea, gen să fumezi mai mult. Vai, ce porc e ăsta. Cât de nesimțit e ăsta. Nu-i nesimțit, e impertinent. E porc și impertinent. Ambele e ăsta. Lily? Da. He? Cum a făcut? He? Na. Iar asta ar trebui să fie scrisoarea de adio, gen... I-a dat papucii. Da, scrisoarea de adio a lui Myra a fost ascunsă în fișierele ei. Ia să o citim! Sună destul de nebunesc. Ia. Dacă ai găsit această scrisoare, asta înseamnă că nu o să mai fiu cu tine. Această investigație s-a dus prea aproape de adevăr. Asta ar însemna că tu nu mă vei mai revedea vreodată. Îmi pare rău că am ținut departe de tine, dar era spre binele tău ca să te pot proteja, la fel ca și adevărul nervilor mei. Am făcut o copie pentru fișierele mele, iar eu sper că le vei găsi, dar știu că vei face asta. E rândul tău să termin cu ceea ce începusem. Te rog, fă asta pentru Lily și pentru mine. Te iubesc din toată inima mea, Myra. Vai, cât de tristă e scrisoarea asta. Hâlși pe ăsta cum îi vine acum să pișe ochii ca un câine plouat. Dar chiar că-și pișe ochii, nu glumă. Haide, capul meu. Îmi pare rău, Sebastiane. Ce? Hâlc, ce față are! Vai de pula mea, ce joc! Să-mi bag pula în jocul ăsta. E numai vina mea, ai încercat să-mi explici, dar nu te-am crezut. Ce pizda mă zic cu mine. Vorbesc cu halucinație, pentru că bei whisky de te piși pe tine, pulă de-aia. Te-am pierdut. N-am putut să o salvez pe Lily. V-am pierdut pe amândoi. Nu este adevărat, Sebastiane. Tu știi asta. Dar n-am putut să o protejez. Pe cum puteai dacă Mobius era de vină? Ce pula mea cu jocul ăsta? Vai de pula mea ce joc. Deja se uită la pula lui asta. Nu se poate abține. Trebuie să te oprești să te autotorturezi. Ești o persoană bună, Sebastiane. De aia m-am măritat cu tine. Vai cât de scroafe și asta. Acum ai freacoleacă pantalonii. Acum Sebastian deja începe să aibă o erecție. Direct. Trădare la maxim. Trebuie să fii puternic pentru asta, ca să poți să-ți câștigi dragostea, normal, ca în ochii din umbră cu Ernest. Te iert. Și Lily o să te ierte. Dar cel mai important lucru este ca să te ierți pe tine însuși. Să mă iert pe mine însuși. Pulărul ăsta nici nu și-o dat seama. La cât de alcoholic e și ăsta, normal că nu și-o dat seama de acest lucru. Ea are dreptate, ea mereu a avut dreptate. Tata Tudy încearcă să mă folosească pe mine ca pe un șnițel. E vina lor, nu a mea. Ei au luat totul de la mine. Iar eu nu începusem cu nimic. Dar am să termin asta. În curând.
Cioc, cioc, direct. Na, haida să vedem cine bate la ușă. Sebastiane, trezește-te odată. Acum direct. Și-a revenit la realitate. Oh, ce pizda măsii. Hai de capul meu. Hoffman, ce pizda măsii s-a întâmplat. Ai împușcat-o pe aia, mai ții minte, pulă. Ho. Fiindcă erai beat, ba chiar. Ea te-a adus aici. Îmi pare rău, Sebastiane, am încercat să o salvez, dar... Nu! Eu am împușcat-o. Rana era atât de mare încât a însăgerat mult și a murit. Pule în cur, băga-mi-aș pula, ea nu trebuia să moară așa. Ea a fost o soldată destul de bună, adică de nota 20. Ea doar a vrut să o salveze pe Lily, iar acum este moartă. Futuți. E vina mea din nou. Băga-mi-aș pula. Nu, Sebastiane. Ce vrei să zici cu asta? Nu e vina ta. E de fapt vina mea. Ai de pula mea. Nu lăsa să-ți fute icra sistematic. Da, ai dreptate. Acel handicapat chiar vrea asta. El vrea să mă maltrateze ca pe un șnițel. Ca pe un șnițel semel de la Würstelstand cu 2,50 euro. Da, el e porcul. Da, trebuie acum să curățăm casa. Trebuie să-l caut pe tata Tudy. Aia nu e problema. A funcționat mașinăria lui Liam. Problema este ci că să ajungem la el. Ah, trebuie să... Ce pula mea e acolo? Mamă, cât foc! Băga-mi-aș pula! Cum pizda măsii trec eu pe acolo? Ci că are ea ceva special ca să putem trece. Încă nu este gata. Ok, atunci, fă ce trebuie să faci, pizdă, iar eu voi trebui să mă duc și eu să mănânc niște langoș cu brânză, timp ce beau cafea, ca să mai mă și apuce cu fureala, să mă piși pe cur după aia. Na bun, haida să mergem. Capitolul 13, Stronghold. Gen... Ține puterea, sau cum? Puterea ține. Ceva de genul. Na... Oh, îmi pare rău, Smaralda! Știu că n-ai murit pentru nimica. Am să-i dau eu muie, zicea la gata. Deci avem arma din Counter-Strike, acel carabiner. Nice! Fix asta mi-am trebuia mie acum. Doar 30 de glanțe? Îți bați joc de mine? Ce te tot uiți, mă? Ce pula mea te tot uiți așa la mine? Na. El tot mi-a futut icra sistematic. Ah, ci că neurolinguistic. Și ce pula mea e linguistic? Irrelevant. Hai de pula mea. But I searched inside myself. Aha. Someone who told me what I needed to do. I know I can take him on now. Știu cum să-i dau muie. Da, de-aia ești pregătit. Și tu? The team psychologist, da. Da, ea e psihologa, gen. De-aia știe ea tot, adică... Fică e o psihologă în pula mea. Esmeralda. N-a reușit să supraviețuiască până aici. Nu te simți ca pula. Am să-ți dau eu țuică, stai liniștit. She wanted it to succeed. She made the decision to get you. Aha. She knew the risks and did what she thought was right. Ăștia vorbesc prea rapid. Owed me. For what? Noi dar
Noi doar ne-am întâ... Ce? Ia stai! Cred că asta e geloasă pe Sebastian. Ați citit... jos. Ce pula mea? E geloasă asta. Nu urâ, Sebastiane. E geloasă, e porc și asta, îți spun eu, e scroafă. Și asta e scroafă. Și asta e scroafă. Și că... Știu că te simți rău pentru ea, dar... Hai, ce scroafă e asta. Na, se pare că lui asta e geloasă, pe Sebastian. A văzut și ea că și-a petrecut cam mult timp cu Torres și acum încearcă și ea să-și caute norocul. Să-și caute perechea potrivită, îmi pare rău. Dar eu nu sunt perechea ta cea potrivită. Ha, 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 ha. Da. Alo, poate să mă audă cineva? Ah, oh, ăsta nu-i vânzătorul ăla de langoș din Caransebeș. Sykes, tu ești aici, ești ok? Sebastiane, exact omul pe care îl căutasem. Sunt ok, dar vreau din nou să mă ajuți. Ar trebui să mă duc chiar după pulărăul ăla. Normal că ar trebui să te duci. Ultimul pas, cică. Na. Haida să-l ajutăm pe pulărăul ăla. Pe vânzătorul de langoș cu brânză. Hai de capul meu. Aș vrea să mai arunc o privire aici. Na. Ok. Dacă vă întrebați ce pizda muzii fac, vreau să caut weapon parts. Știu că am multă. Am foarte puțină viață acolo, dar beau cafeaua sus. Nu-mi place cafeaua făcută de psihologa asta, adusă cu pluta. Sau hai, dar totuși să bem. Ha! Am uitat pe internet. Cana asta costă 70 de euro. Deci, mi-ar conveni să dau 70 de euro pe o cană, adică... Ar fi foarte bine. Foarte, foarte bine. Vă recomand și vouă să încercați asta, să dați 70 de euro pe o cană. Na bun, haida. Haida odată să ne ducem înapoi. Cred că ne ducem la aceeași open world din chapter 7. Unde trebuia să futem potrelele lui Ștefan, dacă vă mai țineți minte. Și să fug de acea obscură perversă. La fel și de gardiana cu flexul de 3 metri. Vai, câți nervi mi-o dat aia. Dar acum nu cred că mai sunt ăia. Acum cred că sunt doar din ăia cu... Sunt monștri din ăia, din lavă. Din ăia portocalii. Mă gândesc. Post plus. Hai la poștă. Să vedem dacă mi-a venit livrarea de pe OLX. Uite că mi-au venit niște cuie și, na,
Îngrășământ. Vai de pula mea. Rege, am 4 bucăți, ceea ce e foarte bine. Este foarte bine. Da. Oh, avem șoche. Nice, nice, nice. Bun. Siguranță. Și cam atât. Dacă vă întrebați de ce fac episoade atât de lungi, v-am mai spus. Pentru că vreau să gat jocul foarte repede. Pentru că dacă aș face doar episoade de 20 de minute, voi găta seria asta în aprilie și nu în martie sau la sfârșitul lui februarie. Da. Ia să vedem. Ce am mai deblocat pe aici? Oh. Ah, uite. Kidman. Da, Sebastiane, la ce te gândești? Mă gândesc la tine, cum eu sugi. Lily. Da. Fiecare o vrea. De parcă ea e un fel de șnițel. Ea este victima adevărată aici. N-a putut să aibă o viață normală. Toți acești 3 ani. Da. Dar ea n-a avut șansa să se ducă la școală, să aibă prieteni. Lily era atât de prețioasă. Da. Not just what you were saying, but what you were feeling too. I always knew she was special. But I thought I was just. Tot ce știam este că era specială, pentru că era fiica mea. Lily e specială. Da. I keep referring to her in the past tense. Okay. It still doesn't seem real to me that she's alive. And in here. She is. But you've got to save her before you can start to rebuild your life. Na bun. Nu mai traduc nimica. Na, dăm sperma ta 700 de bucăți. De litri, mai bine spus. 700 de litri de spermă de zombie, în care acum le vom băca fix în creier acele sperme de zombie. Vai de pula mea, ce joc pervers. Na. Hai ăsta. Iară, mă! Iară spermă de zombie! Băga-mi-aș pula! Băga-mi-aș pula în sperma voastră! Na. Hai asta. Na, uite. Asta. Na. Ok. Combat poate. Nu. Nu. Avem prea puțin de data asta. Dar am upgradat ceva. Bullet Cascade. Cred că asta este cea mai tare chestie din acest joc. Bullet Cascade. Na. I sense you're preparing for something. Aha. Normal. Mi-e doar frică să cad. Gen.
sistematic. Da. M-am plictisit să traduc, efectiv, pentru că ăștia vorbesc prea rapid. Cum pizda mă, îți permiți să mă fuți la ecran în timp ce îmi fac pedicura? Hai de capul meu. Na, avem și aici ceva de făcut. Abia aștept să îmi fac aruncătorul de flăcări. Abia aștept. Bun. Freeze. Așa. Cât așoc. Iar nu strică. Și glanțe de shotgun. Bun. Na. Și am să mă opresc aici. În acest episod de căcat. Numai bine să sperăm până atunci, în următorul episod, să putem găta în sfârșit misiunea cu Sykes, cu bine. La fel și să putem crafta acel aruncător de flăcări cu bine și să mergem înspre sfârșitul jocului tot cu bine. Dar până atunci, eu am fost Eddie Fost Hacker HD, ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei, ciao, ciao! Nu, doar nu zici că sunt iar cu talăi în călduri. Nu iar, iar trebuie să mă bat cu ea. Cu talăi în călduri. Come on! Hai de capul meu să-ți fug. Cine e ăla? Nu, doar nu zici că e Deutsche Flammenwerfer. Nu-i dați Deutsche Vaterland direct. Blitzkrieg. Sieg Heil direct. Nu. Doamne, de ce trebuia să bage jocul ăsta? Aruncător de flăcări, de ce? Oameni cu aruncători de flăcări. Sau mai degrabă handicapați cu aruncători de flăcări. Da, ce să văd? Pumul ăla trebuia să învăță. Nu-i așa? Păcăi! Cum să list? Cum? Vai, câți îs! Câți putalei în călduri îs! Și mai e și un din ăla, un nebun cu aruncător de flăcări. Asta mai trebuia mie. Pizda, mă, zic să inventeze jocul așa ceva. Cum? Fix asta mai trebuia mie. Aruncător de flacări. Ia, direct, muie, ție, direct. Ăsta a votat cu PSD-ul. Te-i în pizda, mă. Mamă, câți nervi am. Ăla, dacă îmi fute-o din aia... Dacă-mi fute-o din aia direct, mici, mă fac, mici cu muștar și cu cartofi prăjiți, parcă. Unde-i nebunul ăla? Deutsche Flammenwerfer! Unde ăla? Dice Deutsche Flammenwerfer. Sper să fi plecat în pădure. La dracu-n praznic. Sper din toată inima să nu dau de el. Iar e în căldură ăsta. Hai, Sebastiane, dă-i muie.
Hai că pot, Sebastian, trebuie să se stingă handicapatul ăsta, iată că s-a stins. Și direct, te înviz, da, nu e să te duci, ăștia pe ăsta. Și tu, bine ai venit în România, cu tu-ți morții.